Având o experiență de peste 5 ani în domeniul afacerilor, o perioadă de ani buni în care am testat nenumărate, aș spune chiar zeci de afaceri și am reușit să am succes considerabil cu 2-3 care mi-au generat milioane de dolari în vânzări online, am decis să vă filmez un videoclip în care să vă ofer 33 de idei de făcut bani pe care eu personal le-am gândit și de care sunt foarte încrezător că funcționează și în prezent, dar mai ales și în viitor. Fiind destul de multe la număr, voi fi direct cu ele și voi trece destul de rapid de la una la alta, iar dacă există o anumită idee care observ că strânește interes ridicat, îmi poți scrie în comentarii și apoi voi face un video separat pe acel subiect încât să aveți mai multe detalii și o strategie personală din partea mea. În rest, vreau să știți de pe acum că toate aceste idei nu au o ordine anume. Le-am gândit personal, iar unele necesită buget, altele nu. Pe unele le poți începe de astăzi, la altele ai nevoie de puțină pregătire. Unele dintre ele sunt online, altele sunt chiar și afaceri fizice, fiindcă în opinia mea sunt chiar subevaluate de când online-ul bubuie. Ideea cu numărul 1 este să găsești apartamente din orașul tău care sunt disponibile pentru închiriere și să vezi dacă proprietarul acceptă opțiunea de sub închiriere în contract, fiindcă ce poți face este să închiriezi un apartament, iar apoi să-l listezi pe Booking și pe Airbnb pentru a scoate un venit de 3 ori mai mare în comparație cu costul chiriei. Și sunt puțini proprietari care acceptă asta, aș spune că dacă scoți 1 sau 2 din 10 e un număr bun, dar aș fi transparent cu ei și le-aș prezenta ideea, prezintele totul în așa fel încât să înțeleagă că și ei au foarte mult de câștigat și că ești chiar dispus să plătești mai mult decât un chiriaș normal. Dacă reușești să găsești 2-3 apartamente de genul ăsta în orașul tău, deja ți-ai scos un venit de plecare destul de frumos, iar apoi te poți extinde și în alte orașe. A doua idee este să oferi servicii de editare video pentru YouTuberi. România e plină de YouTuberi, găsești mulți pe metru pătrat și tocmai de asta știu sigur că e o idee bună să contactezi YouTuberi la început de drum care au nevoie de ajutor cu editatul. Arată-le că faci o treabă mult mai bună decât ei și că poți să le salvezi mult timp, iar dacă găsești 3-4 de început, e un start bun. Apoi te poți extinde la 10 și să-ți iei chiar și angajați și să faci o afacere serioasă din chestia asta. Thumbnail editing pentru YouTuberi e o altă idee pe care ți-o ofer. Unii au nevoie doar de thumbnail și nu de editat. Arată-le că poți face un thumbnail mult mai șmecher decât al lor, dar respectă-le și stilul, fiindcă mulți YouTuberi sunt fixiști pe un anumit stil. Foarte mulți vor să scape de stresul ăsta de creare al thumbnail-ului, iar pe viitor le poți propune celor cu care deja lucrezi să vezi dacă vor și editare video. A patra idee este să iei haine din târguri sau outlet-uri și să-ți deschizi o pagină de Instagram și de TikTok, chiar și pe OLX sau Facebook Marketplace. E posibil chiar și la second hand-uri să găsești haine ieftine și bune pe care poți avea un adaos de 200-300% pentru a scoate un profit frumos pe fiecare vânzare. Ideea cu numărul 5 este să cauți pe OLX, donezi haine și să iei haine de la oameni care nu mai au nevoie de ele. Vei găsi foarte multe haine de bebeluș acolo. Din hainele de care faci rost, oprești doar articolele bune și de calitate pentru a le vinde înapoi pe OLX și Marketplace sau poate chiar și pe TikTok și Instagram după ce le speli, le calci, le aranjezi puțin, le pui frumos pe un numeraj, iar restul hainelor le poți trimite la orfelinate sau în locuri unde este nevoie de haine pentru toate vârstele. Ideea următoare este să deschizi o afacere de curățenie generală la domiciliu și aici nu ai nevoie neapărat de produse sau ustensile pentru a începe. Sunt mulți care merg la oameni acasă și fac curat cu ce are omul acasă. Poți ajunge să ai zilnic clienți noi și să-ți creezi un venit lunar bun de început. Apoi să scalezi cu mai mulți oameni și chiar și în mai multe localități. Ideea 7 este să deschizi o afacere pentru curățat canapele. Ideea 8 pentru curățat mochete. Ideea 9 pentru curățat Adidas, papuci și pantofi. La toate cele 3 idei se aplică cam aceleași principii. Nu ai neapărat nevoie de nu știu ce ustensile pentru a începe, dar sunt afaceri diferite, totuși extrem de similare. Vei investi și te vei îmbunătăți pe parcurs. Poți ajunge să ai clienți zilnic în toate domeniile astea și chiar să faci niște bani buni pentru început, înainte de a scala cu mai mulți angajați și în mai multe orașe din țară, evident. Ideea cu numărul 10 este să deschizi o afacere pentru curățat interioare de mașini la domiciliu. Să speli mașini la domiciliu nu mi se pare că e un market bun pentru asta în România, dar să faci detailing interior la domiciliu, eu personal aș plăti pentru asta și chiar cred că poți avea clienți noi în fiecare zi pentru chestia asta. Plus, rata de clienți care se vor întoarce e foarte mare dacă serviciile tale sunt bune. Următoarea idee este să editezi videoclipuri și să faci research, totul la pachet, pentru TikTokeri. Mulți fac videoclipuri pe TikTok și încearcă să educe oamenii în timp ce vând anumite servicii sau produse personale sau sunt într-un program de afiliere. Știu sigur că i-ar ajuta pe acei TikToker să aibă pe cineva care să le facă research, să vadă ce a prins bine la alții și să le ofere și lor idei similare sau chiar îmbunătățite, pentru că asta le-ar scuti extrem de mult din timp, iar apoi să le și editeze și să le posteze videoclipurile în fiecare zi. Dacă te promovezi așa, vei avea succes cu siguranță și cu doar 3-4 clienți de genul poți avea un venit bun de început, apoi să te extinzi cu mai mulți oameni în echipă și poți să scalezi la numere mult mai mari și să lucrezi cu 10, 20, 30 de TikToker. Ideea cu numărul 12 este să faci social media management pe
pentru afaceri locale. Poți să găsești idei de postat și de promovare, să creezi imaginile și videoclipurile necesare, iar apoi să le postezi pe Instagram, poate chiar și TikTok, pentru afaceri din orașul tău care văd potențial în online. Poți contacta orice afacere locală care nu se promovează încă în online. Restaurante, cafenele, cofetării, frizerii, saloane, sunt foarte multe opțiuni. Ideea numărul 13 este să fii un dog walker, adică să plimbi câini, efectiv. Iar când evoluezi, să extinzi chiar un business frumos cu mai mulți oameni în echipa ta din chestia asta. Sunt mulți oameni care plătesc pentru asta fiindcă au câine și nu au timp să se ocupe de el. Pentru iubitorii adevărați de animale, câinele e ca și un copil. Deci nu e nimic ieșit din comun să investești 1000 sau 2 de lei pe lună ca să aibă cineva grijă în totalitate de câinele tău. Evident, trebuie să mergi la o clasă socială mai dedicată, dar după câțiva clienți de genul deja îți poți extinde echipa și chiar poți să o faci în mai multe orașe. Știu că detaliile astea pe care vi le ofer chiar vă ajută, dar nu vreau nici să stau o oră pe un video, așa că voi fi mai rapid cu următoarele idei, iar dacă există interes în comentarii, după cum am spus, pe un anumit subiect, voi încerca să fac un videoclip mai detaliat pe acel subiect, ca să vă ofer și o strategie mai personală. Ideea numărul 14 este similară cu cea anterioară, doar că nu plimb câini, ci poți avea un dog hotel. Un hotel de câini unde oamenii își pot lăsa blănosul când sunt plecați pentru câteva zile. Cum eu, spre exemplu, acum sunt plecat pentru câteva zile la Suceava și mi-am lăsat câinele, l-am lăsat pe Sharky, un French, la un hotel de câini în Brașov. Ideal ar fi să stai la curte pentru asta, evident, și să ai chiar o cameră separată plină cu cuști de câini pentru a putea pe viitor să ai grijă de mai mulți în același timp. Pentru început, totuși, poți porni fără acea cameră. Ideea 15 este să fii șofer de Uber sau Bolt în timpul liber. Ideea 16 este să fii livrator Glovo sau Taz în timpul liber. Cu ambele metode îți poți câștiga un venit în plus pe lună, dacă doar de asta ai nevoie, și știu cazuri care fac asta cu succes și le-a prins extrem de bine, fiindcă nu aveau nevoie de nimic altceva mai mult. Ideea 17 este să cumperi imobilier subevaluat sau puțin deteriorat, pe care îl poți recondiționa de pe OLX și să-l vinzi la un preț mult mai mare. Canapele, mobilă sufragerie, spre exemplu, de dormitor sau alte lucruri pe care le mai poți lua. Totuși, ai nevoie de un loc unde să le depozitezi și ai nevoie de un buget pentru a începe, dar dacă îți permiți lucrurile astea, poate fi o idee chiar bună. Ideea următoare este să fii DJ în timpul liber. Poți începe și fără să mixezi, doar cu un laptop, ușor faci bani și investești în aparatură, iar până atunci tocmai bine o să și devii cunoscut și o să ai evenimente în fiecare weekend. Ideea cu numărul 19, una pentru pasionați, este să faci prăjituri și torturi de casă pentru evenimente. Poți vinde la cunoștințe pentru început, iar în timp să intri și pe Facebook Marketplace, pe grupuri de Facebook și chiar și pe OLX. Nivelul cel mai ridicat este să faci o treabă bună pe Instagram și TikTok, atunci poți să te promovezi și cu reclame pe platformele astea, dar ia-o totuși treptat. Ideea cu numărul 20 este să instalezi Windows-uri. O idee practicată cu mulți ani în urmă, dar știu sigur că încă funcționează, fiindcă nu toți au MacBook și pentru a face asta, toți care nu au MacBook, indiferent că au calculator sau laptop, atât timp cât au Windows pe el, va începe să se miște greu după ceva timp. Deci vor avea nevoie de cineva care să reinstaleze acel Windows și nu mulți se pricep la chestia asta. Deci poți să iei câte 100-150 de lei pe fiecare client pe care l-a ajuns să-și reinstaleze Windows-ul și să-și curețe laptopul chiar. Ideea cu numărul 21 este să fii fotograf de imobiliare. Contactezi agenți din locația ta, din orașul tău, și vezi dacă au nevoie de ajutor pe partea de poze, la aspectul vizual și design grafic. Nu ai nevoie neapărat de un aparat pentru început, cu un iPhone 11 sau mai bun chiar, poți face o treabă extrem de bine dacă înveți și cum să editezi acele poze. Ideea 22 este să oferi meditații la o anumită materie la care tu ești bun la școală. Ideea 23 este să ai o afacere cu bar mobil pentru petreceri și evenimente. Și eu am avut asta la majoratul meu pe care mi l-am organizat și a fost ceva extrem de bombă. Practic, înveți să faci băuturi și să mergi la evenimente. De asta se numește și bar mobil. Evident că va fi greu la început, dar cu timpul te îmbunătățești și o să-ți îmbunătățești și barul propriu zis cu care mergi peste tot. Ideea cu numărul 24 este să promovezi abonamente care plătesc un comision recurent ca și gruparea Richest. Cu abonamentele astea pe care tu le poți promova, vei găsi unele care chiar îți oferă un comision lunar pe fiecare membru adus în fiecare lună, atât timp cât acel membru rămâne în abonament. Cele care oferă o comision doar pentru prima lună, chiar dacă membru adus de tine rămâne, nu le-aș alege fiindcă nu poți construi un venit pasiv din chestia asta. Găsești mai multe detalii pe richest.ro. Ideea 25 este să promovezi produse de pe MAG care sunt subevaluate și pot fi vândute la un preț mult mai mare pe magazinul tău, practic dropshipping. Încă un lucru pe care îl poți învăța pas cu pas din gruparea Richest. Ideea cu numărul 26 este să înveți cum să faci trading pe cripto, să înveți cum să faci tu analize sau să urmezi semnale profitabile dintr-un grup. Și din nou, ambele posibilități le poți găsi în gruparea Richest, pe richest.ro, dacă tot a venit vorba de chestia asta. Mentorul de trading din gruparea Richest reușește să aibă profituri de peste 3000 de dolari pe lună și îți lasă aici câteva rezultate ale celorlalți membri din grupare. Ideea 27 este să lansezi o agenție de marketing și promovare pentru afaceri locale, restaurante, frizerii, cafenele și așa mai departe. Ideea 28 ar fi să ai o agenție de design și social media management, tot pentru afaceri locale. Ambele le poți aplica și pentru cluburi, saloane de tatuaj, saloane de beauty și make-up, sunt foarte multe variante. Ideea 29 este să ai un call center pentru magazine online din România.
România. Lucrând în domeniul ăsta al vânzărilor online, știu sigur că nu prea ai opțiuni când vine vorba de problema asta. Și vorbind mai exact, toți din România cumpără online cu plată ramburs. Iar când ai un magazin online, îți dorești de cele mai multe ori să verifici fiecare comandă cât mai bine posibil înainte de a o trimite, fiindcă poate a fost plasată la mișto sau poate clientul nu e chiar așa de interesat sau poate a scris greșit adresa. Deci poți ajuta magazinele online să-și sune clienții pentru confirmare, iar după confirmare chiar să-i ajuți să vândă și mai multe produse din stocul lor, alte produse pe care le au pe magazin. Iar pentru chestia asta poți fi plătit foarte bine și să-ți extinzi o echipă și să lucrezi cu zeci de magazine din România. Ideea 30 este să oferi planuri alimentare personalizate pentru cei care vor să slăbească. Nu consider că ai nevoie de o anumită specializare pentru asta. Dacă te informezi bine și îți ajuți câteva cunoștințe sau gratis oameni de pe net, vor reuși să aibă rezultate, iar tu poți promova mai departe acele rezultate. Eu cred că e foarte bine pentru început. Dacă mai faci și niște cursuri la pachet, cu siguranță vei ajunge acolo, mai ales dacă ești pasionat de asta. Ideea 31 este să fii influencer pe travel. Dacă îți place să călătorești, poți începe să construiești un cont de TikTok, unul de YouTube și chiar un blog unde să le oferi oamenilor din experiențele tale și chiar anumite sfaturi. Dacă reușești să stârnești interes cu ce faci, vei reuși să promovezi multe produse sau servicii din industria asta și chiar să mergi în locuri pe gratis, pe lângă venitul lunar din care câștigi. Ideea 32 este să faci marketing și promovare pentru industria de coach din România, pentru psihologi, life coach, mindset coach, terapeuți și așa mai departe. Ideea cu numărul 33, ultima totodată, este să fii impresar pentru influenceri și vloggeri care sunt la început de drum și nu sunt băgați în seamă de nimeni. Să-i ajuți să-și găsească colaborări cu alte branduri, iar tu să iei o taxă pentru fiecare colaborare sau chiar un comision. Videoclipul ăsta a necesitat foarte mult efort și sper să-l apreciați cum trebuie, fiindcă știu cu certitudine că poți alege măcar o idee din toate cele 33 care funcționează. Îți sugerez să mergi pe ce te atrage, fiindcă asta îți va oferi un avantaj în fața celorlalți. Mă găsești și pe Instagram, ți-l las în descriere că sunt foarte multe pagini fake, iar acolo vei găsi mai multe informații despre cum am reușit eu să-mi ating succesul și mai multă documentare a stilului meu de viață și a progresului meu. Iar în continuare ți-am pregătit aici două videoclipuri pe care le poți viziona mai departe. Apasă acum pe cel care te atrage și continuă să te dezvolți, fiindcă au fost selectate special pentru tine și sunt sigur că vei regreta dacă nu vezi măcar unul din ele.